Săptămâna aceasta, domnul Țicu a protestat la Ministerul de Externe, dar a mai fost un protest în fața Guvernului. Transportatorii s-au declarat nemulțumiți de faptul că au crescut prețul la combustibil și respectiv încasează pierderi. Vreau să vă întreb, domnul Țicu, credeți că totuși aceste proteste se vor întăți în viitor apropiat? Evident, asta e miza pentru care s-a pornit tot aceste balamuc. Este doar una din componentele, vor fi și multe alte. Transportatorii veriga slabă sau și agricultorii? Cam. Și agricultorii, dar și mulți alții. Și consumatorii, în cele de urmă, și noi s-ar putea să ieșim în stradă. Veriga slabă. De acolo, că Moldova locuiesc 3 milioane de consumatori vulnerabili, domnul Cornel, ca să știi. O să ne vin facturile, că o să luăm furcele toți și o să ieșim în piață. Că spre asta, deci, în condițiile în care nu există o comunicare între guvernare și populație, și oamenii intră în diferite supoziții și de conspirație și de agentură și de nu mai știu, oamenii nu o să înțeleagă în realitate. Atunci când este o comunicare, să iasă guvernarea și spune, domnilor, din cauza faptului că noi vrem integrare europeană, Rusia ne torpedează. Haideți să fim solidari, strângem rândurile, astea sunt condițiile care Rusia ne le-a impus, astea sunt condiții care noi le-am acceptat, n-am vrut să le acceptăm, haideți să rezistăm. Facem apel la România, facem apel la Uniunea Europeană, ne solidarizăm cu toți împreună și rezistăm. Asta este o comunicare a unei guvernări. Da, dar haideți să vorbiți despre comunicarea dintre guvernare și vreau să vă întreb în acest context. Iată, au ieșit 100 de transportatori în fața guvernului. Spun că întreținerea microbuzilor îi bat la buzunar, scumpirile din ultimul timp al carburanților bat la buzunar. Și vine răspunsul autorităților. Citez, până a cere ceva, mai întâi trebuie să oferi. Este răspunsul ministrului dezvoltării regionale. Păi, dar și ministrul economiei ne-a zis să ne adaptăm. Asta e celebră, e celebră chestia. Mai a zis că după, prețuri, după iarnă vine primăvară. Da. Deci asta, asta este fața unică. După formula rusească, денег нет, но вы держитесь. Trebuie totuși să înțelegem o chestie. Aici, eu îi dau dreptate lui Octavian. Guvernarea trebuie să se mai înțeleze că oamenii buni, da, e perioadă grea. Trebuie să zităm 3-4 luni de zile. Da, s-a aplicat arma energetică și atunci noi, cei care suntem pro-europeni, pro-români, ar trebui să ne solidarizăm cu acest guvern, să înțelegem că, într-adevăr, e aplicată armă energetică, să-l susținem cumva, să nu cadă în defavoarea forțelor care nu doresc să vină la putere, da? Dacă ei nu fac chestia asta și ei continui cu minciuni de genul că nu, că Rusia nu ne-a pus condiții politice, nu ne-a atacat, o să unească unioniștii, domnul Țicu, cu proruși în piață într-o bună zi, în sensul că regulat o să unească acum. Nu o să unească. Nu o să unească pe idee socială, în vedere. Dar pentru că am vorbit despre lacunii de comunicare. Asta e... Unii o să protestezi într-o parte și alții în altă. Punctul forte a guvernării. E foarte bine înțeleg că opoziția de dreaptă, unioniștii, niciodată nu o să facă front comun cu socialiștii. Este absolut evident, chiar dacă ei vor fi obiectiv impuși cum să protesteze. Nu lideri, dar am problema, de simplu, problema constă nu doar în comunicare. Comunicarea cu adevărat este una deficitară a actualei guvernări și foarte mult pierdem din cauza că nu pot să prezinte lucrurile așa cum așteaptă oamenii. Dar este încă un element, încă și mai important decât comunicarea. Ei nu au făcut un front comun pro-european pentru reformă, n-au atras forțele politice, n-au făcut un front comun a societății civile pro-europene, fiindcă societatea civilă... Asta trebuia făcut înainte de alegeri. Este adevărat, dar și după alegeri nu este. Atunci trebuia de făcut blocul pro-european, domnul Țicu, așa cum a fost. Domnul Țicu, nu poți să faci, de exemplu, să creezi verticala puterii, așa cum o fac ei, în exclusivitate, pe principii de partid. Normal. Dar de ce asta credeți că s-a mizat doar pe... totuși, mai mult vorbim despre membrii PAS. Da, fiindcă nu au experiență una la mână, egoismul de partid până la urmă o să le joace festă. Ei deja acum au intrat în conflict cu aliații săi naturali de pe dreapta,